Anul 2000, primul al mileniului, este marcat de startul marii privatizări prin lichidare, proces care ulterior a pus pe butuci industria și economia românească. FPS vinde una câte una fabricile statului, care încet încet vor ajunge la faliment. Privatizarea e dublată de startul marilor retrocedări din România, odată cu promulgarea legii Lupu privind restituirea pădurilor și terenurilor către foștii proprietari. Toată țara în București! Toată țara în București! Tot în 2000 are loc prăbușirea FNI, un scandal monstru în care peste 300.000 de investitori au fost păgubiți după ce și-au depus banii pentru a participa la acest joc piramidal înființat în 1996. Au loc alegeri prezidențiale concomitent cu cele legislative. Ion Iliescu revine la conducerea țării, câștigând în turul 2 în fața lui Corneliu Vadim Tudor, candidat PRM, după ce președintele în funcție, Emil Constantinescu, decide să nu mai candideze. Am votat cu următorul verset în minte: dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate fi împotrivă? Este o opțiune majoră pe care o face poporul. Ion Iliescu îl desemnează premier pe Adrian Năstase, care rămâne în funcție până în 2004. Guvernul va promova un nivel mai ridicat al salariului minim pe economie. În același an, TVA a fost redus de la 22% la 19%. Pentru a suplimenta bugetul, Ministerul Finanțelor începe vânzarea titlurilor de stat cu dobândă de 65%. În aprilie, România se confruntă cu cele mai mari inundații înregistrate vreodată de țara noastră. 10 oameni își pierd viața, peste 400 de gospodării sunt avariate. Atunci când stihiile naturii se dezlănțuie, atunci când oamenii sunt singuri în fața unei puteri mai presus de ei, atunci este timpul ca oamenii să facă minuni. ProTV lansează campania Nouă ne pasă. Oamenii donează masiv și zeci de tiruri pleacă cu ajutoare către satele afectate într-o manifestare a umanității fără precedent. Traian Băsescu câștigă alegerile pentru primăria capitalei, învingându-l pe Sorin Oprescu, în timp ce, pe plan extern, Vladimir Putin e ales președinte al Rusiei și începe o lungă carieră la conducerea federației.